Leul moldovenesc scade atât în raport cu moneda unică europeană, cât și față de dolarul american. Pentru 12, 13 și 14 octombrie, BNM a stabilit un curs de 19,68 de bani pentru un euro, adică cu 13 bani mai mult decât astăzi. Un dolar american va costa vineri, sâmbătă și duminică 17 lei, cu un ban mai mult decât cursul stabilit pentru joi. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1695 de lei și îi vindeau cu 1700 de lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1960 de lei și erau vânduți cu 1970 de lei.